La ICHB, elevii nu învață doar anumite materii din programa școlară, ci sunt obișnuiți să aplice propriile raționamente, să dezvolte noi tehnologii, să cerceteze. Pentru că, în primul rând, ICHB înseamnă cercetare. Încă din primii ani de școală, le insuflăm elevilor noștri ideea că nu poți fi fericit într-o lume nefericită. Aici îi învățăm pe elevii noștri că a face bine este o răsplată în sine, pentru că ICHB înseamnă a ajuta. Elevii ICHB sunt încurajați permanent să își formuleze opiniile, să le susțină argumentat, să își urmărească visurile, pentru că cel mai important lucru până la urmă este să își construiască încrederea în propria persoană. Profesorii îi sprijină necondiționat în toate aceste demersuri, pentru că ICHB înseamnă leadership. O altă latură importantă a școlii noastre este filozofia de a învăța prin joc. Și de aceea organizăm periodic o serie de ieșiri, de activități extracurriculare, atât în țară cât și în afara ei. Astfel, explorăm locuri noi, vizităm orașe, muzee, obiective turistice cu o bogată încărcătură istorică și culturală. Facem totul cu plăcere și avem o singură explicație pentru asta. ICHB înseamnă distracție. Așa cum știm, o minte sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos. De aceea, copiii noștri sunt încurajați să practice și în timpul programului de școală, dar și în afara acestuia, sportul pentru care au dovedit anumite abilități sau care pur și simplu le face plăcere. Noul campus oferă un spațiu generos, ce a permis dotarea cu terenuri în aer liber, cu terenuri pentru practicarea acestor sporturi de echipă, cum ar fi volei, basket, handbal, dar de asemenea, colaborăm și cu specialiști în alte sporturi, mai mult sau mai puțin individuale, astfel încât copiii noștri pot practica orice sport își doresc. Pentru că ICHB înseamnă sport. Este foarte important pentru elevii noștri să aprofundeze acele materii care cu siguranță vor clădi până la urmă viitorul lor. Ei se bazează pe aceste materii și studiază intens. Însă cu siguranță și toate aceste obiecte care vizează arta, cum ar fi muzica, dansul, pictura, artele plastice, pe care ei le fac la noi în școală și la care au dovedit anumite abilități, sunt cât se poate de apreciate și am descoperit copiii care sunt într-adevăr talentați pe aceste ramuri artistice. De aceea, elevii noștri sunt încurajați să își manifeste toate aceste porniri artistice și să se dezvolte într-un mediu creativ. Pentru că ICHB înseamnă artă. Școala noastră se mândrește cu o rată de promovabilitate la examenul național foarte mare, 97%. Ulterior, absolvenții noștri aleg să studieze la prestigioase universități din străinătate. Și pentru că mulți dintre cei care au absolvit ICHB au devenit oameni realizați din punct de vedere profesional, e clar că ICHB înseamnă succes. Școala noastră este recunoscută în primul rând pentru numărul mare de olimpici naționali și internaționali pe care îl avem. ICHB se mândrește anual cu aproximativ 40 de medalii obținute la olimpiadele naționale și internaționale. Iar în anul 2014 am obținut chiar un număr record de 101 de medalii la olimpiadele naționale și internaționale.